Vicepremierul României, Raluca Turcan, s-a aflat astăzi în vizită de lucru în județul Dâmbovița, alături de ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, și de ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boroș. De asemenea, din partea PNL Dâmbovița a fost prezent pe parcursul întregii vizite președintele organizației Virgil Guran. Oficialii au vizitat Centrul de Recuperare Medicală a Veteranilor și Militarilor Răniți de la Mănăstirea Dealu. De asemenea, în program a fost inclusă și o deplasare în localitatea Titu. Mulțumesc foarte mult Asociației Militarilor Veterani și a Veteranilor Răniți în Teatrele de Operații pentru invitația de a vedea astăzi baza care poate să ne conducă la un centru modern de tratament și recuperare pentru militarii din cadrul NATO, pentru militarii din Sistemul Național de Apărare și, de ce nu, pentru o parte dintre civili care vor intra în acest proiect pe care noi avem voința de a-l construi, de a-l implementa aici la Dâmbovița, lângă Mănăstirea Dealu. Sunt alături de ministrul Apărării, domnul Nicolae Ciucă, și de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și am răspuns unei provocări a Asociației Militarilor Veterani și a Veteranilor Răniți de a da o șansă celor care au servit România în teatrele de operații de a se trata și în țară, de a se recupera și în țară și de a putea simți că țara pe care au apărat-o cu prețul vieții de foarte multe ori le este recunoscătoare și le este aproape atunci când au probleme de sănătate. Vorbim de aproximativ 50.000 de militari care au luptat în teatrele de operații pentru România. Dintre aceștia, foarte mulți au suferit răni fizice, dar și răni psihice, ceea ce înseamnă că, pe lângă afecțiunile traumatice, există și afecțiuni psihotraumatice care pot să-și găsească reparația într-un astfel de centru modern NATO în România. Din secunda în care am primit din partea asociației acest proiect, am spus da. Și ministrul Fondurilor Europene, care până acum a realizat și a sprijinit România cu o atragere de 2,6 miliarde de euro de la preluarea guvernării, în baza politicii pe care noi am aplicat-o, de flexibilitate între axele de finanțare, astfel încât să putem muta bani de pe axe nefolosite în axe unde există proiecte de finanțare, a decis să discute foarte îndeaproape cu ministrul Apărării, domnul Nicolae Ciucă, astfel încât acest vis, preaslăvit de mulți politicieni până acum, să devină realitate. Iar colegii și echipa din care fac parte sunt genul de oameni care fac și vorbesc mai puțin. Așadar, îmi doresc ca, odată cu începutul exercițiului financiar viitor, acest proiect să devină unul copt, fezabil, astfel încât să intre la finanțare cu o perioadă de proiectare rezonabilă, în câțiva ani acest centru să devină funcțional. Așa cum am spus, el poate servi nu doar sistemul de apărare din România, ci și sistemul de apărare din cadrul NATO, în regim de parteneriat, așa cum foarte mulți militari răniți aici au beneficiat de tratament în alte țări. De ce să meargă în Germania dacă pot să beneficieze și de servicii medicale de calitate, dar și de centru de cazare, recuperare și tratament de calitate în România? Investiția se poate ridica la aproximativ 80 de milioane de euro, poate să deservească aproximativ 400 de beneficiari, de persoane spitalizate care nu trebuie să fie toate rănite, ci pot să fie răniți alături de familiile lor, astfel încât inclusiv afecțiunile psihice să poată să fie tratate mai ușor, așa cum se întâmplă și în alte țări.
Vreau să vă spun că, dincolo de un respect pentru o categorie care a servit România în momentele de cumpănăt și ne-a pus și, de asemenea, pe harta NATO pentru a fi astăzi membru cu drepturi depline în NATO, vrem să arătăm prin prezența noastră aici și determinarea de a folosi acest uriaș avantaj numit fonduri europene. O sursă de finanțare pe care până acum guvernele au ignorat-o, au tratat-o la și altele și gândiți-vă că dacă în exercițiul financiar care se apropie de final avem o cotă de absorpție a fondurilor europene de aproximativ 30%, avem responsabilitatea de a recupera lipsa de finanțare. Noi ne-am propus să atragem fondurile europene în exercițiu propriu de finanțare plus anii suplimentari într-o proporție de minim 85%, astfel încât în perioadele de grație să ne apropiem la absorpția fondurilor de 100%. Și lucrurile acestea se văd în proiecte concrete. Uitați-vă că am dat drumul la marile proiecte de apă și canalizare, în toată țara proiecte uitate undeva într-o comisie înființată pentru a coaliției lui Dragnea și ai PSD-ului. Am dat drumul la proiectele mari de infrastructură și de ce nu vom lansa o serie de granturi, sprijin concret pentru mediul de afaceri, pentru sectorul social, sectoare profund afectate și de criza economică, dar care așteptau până acum și un impuls din partea statului de a crea plusvaloare, mă refer la mediul de afaceri, și în același timp de a primi ajutor social țintit pentru categoriile vulnerabile. Pentru că nu doar economia trebuie pusă în funcțiune, ci categoriile vulnerabile care nu beneficiază întotdeauna de serviciile statului, pentru că statul nu poate ajunge la ele de fiecare dată, să poată să aibă, să fie parte în proiecte europene derulate prin parteneri privați, prin organizații non-guvernamentale, dar și prin instituțiile statului, astfel încât partea socială să fie întărită în România. Îl rog pe domnul ministru al apărării, Nicolae Ciucă, să vă adreseze câteva cuvinte. Numai puțin înainte vreau să spun să-i mulțumesc doamnei vicepremier și să-i mulțumesc că este alături de noi și că va pune umărul să ajungem și noi măcar aproape de cum arată Sibiul în momentul de față. Este președinte la Sibiu. În același timp, singurul general care după 1945, după războiul mondial, a participat la o luptă reală, fostul meu coleg de școală și sunt mândru de acest lucru, Nicolae Ciucă, absolvent de liceul militar Craiova, eu la Alba Iulia, ne-am întâlnit la mănăstirea Dalu să încercăm împreună să refacem ceea ce a fost liceul militar de aici. Îl rog pe colegul meu să ia cuvântul. În locul domnului general vreau să vă mai spun două cuvinte. Acest proiect mai are un mare avantaj. Și acel avantaj se numește Virgil Guran, secretar de stat în Guvernul României, dar și consilier al premierului Ludovic Orban. A avea în apropierea unui proiect atât de important și de benefic pentru societate un consilier al premierului și un secretar de stat pe probleme de apărare și ordine publică, cred că merită luat în considerare, urmărit și valorificat la maximum. Bună ziua! Sper să nu se supere doamna vicepremier ca să încep adresându-mă membrilor asociației, pentru că noi suntem aici datorită eforturilor pe care dumnealor le-au făcut de-a lungul timpului și pentru mine, ca de altfel și pentru dumnealor, prezența în această locație este una care se repetă an de an și sper ca prin ceea ce am discutat împreună cu doamna vicepremier, cu domnul ministru Boloș, să se concretizeze. De altfel, prezența noastră aici și angajamentul nostru în fața membrilor asociației este acela că, pornind de la ceea ce dumnealor au demonstrat de-a lungul acestor ani, prin forțe proprii, prin spirit de solidaritate, prin inițiativă,
prin voință și voluntariat, să reușim ca la nivel guvernamental, instituțional, să acordăm sprijinul necesar, astfel încât ceea ce vom realiza acum să poată să dăinuiască în timp și România să se mândrească cu o astfel de facilitate, onorându-și astfel militarii care sunt dispuși, indiferent de situație, să-și sacrifice viața pentru țară. În urmă cu aproximativ, cred că 2 luni, ne-am întâlnit la sediul Ministerului Fondurilor Europene cu Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități și atunci m-a impresionat, pe de o parte, voința cu care asociația își susținea proiectul, dar și proiectul în sine, pentru că este un proiect de anvergură la nivel național. Este o datorie a României ca față de cei care au luptat și au militat pentru integritatea teritorială a României, dar nu numai, au fost trimiși în misiuni de război, să avem o minimă recunoștință, iar astfel de proiecte sunt dovada vie că o astfel de minimă recunoștință poate fi pusă în practică. Mă bucur din 2 motive. Unul, pentru că astăzi este o zi istorică în care punem bazele acestui proiect și sper din tot sufletul să-l putem duce la bun sfârșit. După cum cunoașteți, birocrația europeană și etapele pe care trebuie să le parcurgem sunt destul de complexe și uneori trebuie să dăm dovadă de multă răbdare și să depunem mult efort pentru ca un proiect să-l ducem la bun sfârșit. Dar de acest lucru nu mi-e teamă, pentru că am simțit voința asociației și determinarea în realizarea acestui proiect și mă bucur pentru acest lucru, pentru că există această perspectivă ca proiectul să fie pus în practică.